La finalul lunii martie, traficul pe drumul ce leagă satul Poganu al comunei Verguleasa din județul Olt de orașul Drăgășani a fost închis după ce o parte din pasarela pietonală a podului s-a prăbușit. Așa se face că de mai bine de 3 luni oamenii care tranzitau această zonă au fost obligați să folosească rute alternative, fapt ce înseamnă un ocol de cel puțin 40 de kilometri. Prefectul de Olt, Florin Homorean, a fost din nou în zonă pentru a stabili, alături de experții din domeniu, soluțiile pentru redeschiderea traficului. Noi am depus eforturi susținute nu doar în situația prefectului, cât și Direcția Regională de Drumuri și ceilalți actori implicați în soluționarea problemei pentru a identifica o soluție de redeschidere a circulației. Am avut o întâlnire cu reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova la Poganu. A fost și domnul primar și alte autorități responsabile pe această situație. A fost făcută o nouă expertiză tehnică pentru a vedea dacă în condițiile actuale se poate circula în siguranță pe acel pod. Expertul tehnic a propus unele măsuri care trebuie adoptate înainte de a redeschide podul circulației, în sensul de a îndepărta toată zona pietonală, de a monta parapeți de siguranță, de a asigura noi căi de circulație pietonală. Direcția Regională de Drumuri și Poduri va implementa măsurile propuse de către expert. Sperăm noi în cel mai scurt timp posibil, astfel încât până va reîncepe anul școlar 2023-2024 să avem circulația deschisă pe acest pod rutier. Podul a fost construit în anul 1901 și are o lungime de 400 de metri și o lățime de 5 metri. Inițial a fost construit doar pentru traficul rutier, iar în perioada comunistă a fost alipit și un pasaj pietonal. Proiectul inițial la construcția podului nu a fost prevăzut cu partea pietonală. Partea pietonală a fost adăugită undeva în anii 70. Bineînțeles, și vechimea podului, dar și vechimea acestei lucrări adiționale au condus la situația existentă. S-a prăbușit o parte din partea pietonală și, după cum am spus, expertul tehnic care a făcut expertiza inițială în anul 2019 a stabilit că dacă intervin evenimente majore în exploatarea podului, atunci circulația rutieră trebuie întreruptă. Încă prezintă siguranță în exploatare în condițiile menționate de către expert și prezentate de mine. Dacă aceste măsuri se puse în funcțiune cu circulație alternativă, cu restricție de tonaj la 7,5 tone, atunci putem redeschide circulație acest pod rutier, dar numai după ce aceste măsuri sunt puse în aplicare. Potrivit reprezentanților guvernului și cei ai DRDP Craiova, au fost începute procedurile birocratice pentru construirea unui nou pod în aval.